Pesta porcina africană face ravagii printre suinele din fermele din Olt. În mai puțin de o lună și jumătate au fost declarate 5 focare. Ultimul a fost confirmat de Comitetul Local pentru Prevenirea Răspândirii Bolilor pe baza analizelor de laborator într-o fermă din orașul Scornicești. În urma confirmării focarului s-a dispus uciderea peste 1600 de porcine din exploatația comercială aflată în apropierea primei ferme în care a reapărut virusul răspunzător de această boală. Potrivit protocolului de intervenție în astfel de cazuri, uciderea animalelor se face sub supravegherea medicilor veterinari din cadrul DSVSA OLT. Alarmate de posibilitatea extinderii pestei porcine și la celelalte cinci ferme care nu au fost afectate, autoritățile județene au dispus efectuarea unei anchete epidemiologice pentru a afla cum a ajuns virusul în fermele de suine din județ.